unul din aceste trei elemente nu funcționează, ne pierdem sănătatea. Medicina alopată se ocupă cu tratarea bolii. Medicina holistică se ocupă cu tratarea bolnavului, interpretarea lui din acele trei puncte de vedere. Așadar, ne gândim la 7 factori când povestim despre holistic. Avem alimentația. Știți cu toții, trebuie să mâncăm curat, natural, fără chimicale, fără hormoni, pesticide, conservanți, arome, știm. Al doilea factor, aerul. Este foarte important să avem aer curat. În fiecare zi, plimbări și gimnastică în aer liber. Al treilea element, tot cu apa. Apa. Apa, minim 2 litri de apă pe zi. Toată lumea spune asta, știm. Trebuie să știm și cum o bem. O să vedem mai târziu.